Salutare și bine ați revenit! Probabil vă întrebați de ce pe ecran este channel-ul meu și nu altceva, ca de exemplu un joc sau chestii de-astea care le fac eu. Păi ei bine, acest episod este un episod special cu ocazia a 10.000 de vizualizări. Da, a 10.000, mă rog, aproape 10.000, cam 9.978. Tot aia, tot acolo. Că mai devreme să mai târziu tot fac 10.000. În fine, deci, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați ajutat să ajung la aceste vizualizări. Adică, fără voi să fiu sincer, n-aveam cum, era imposibil să fac eu 10.000 de vizualizări, că n-aveam de unde. Chestia asta demonstrează că lumea se uită la mine, că lumii îi place ce fac, că lumea mă apreciază. Lucruri care mă bucură foarte mult și îmi dau satisfacție, așa că muncesc pentru ceva, adică nu muncesc degeaba, știți la ce mă refer. De asemenea, și numărul de 160 de abonați, sunt foarte mândru și de el. Că, băi, ușor, mă rog, acum depinde, sunt mai multe feluri de channel, dar eu am ales să fac gaming pentru că de mic mi-a plăcut gaming-ul. Să fiu sincer, la 3 ani m-am apucat să joc joculeții mici, gen, mă rog, de fapt nu eu m-am apucat, n-a fost arătat de altcineva și m-am obișnuit de atunci. Vreau să vorbesc un pic în acest episod și despre hateri, pe care cred că toată lumea are, din păcate. Deci, nu o să mă apuc să-i jignesc că sunt proști, că nu știu ce. Vreau să zic despre hateri adevărul. Ei, când îi văd pe alții că fac ceva ce ei nu pot face sau nu-i duce capul, nu știu, chiar nu știu ce e mintea lor, repede, mă, hai să dăm dislike, mă, hai să comentăm la ăsta rău și de-astea. Ideea e că haterii mai mult sunt invidia, ca zic așa. Sunt invidioși pe munca altora. Și nu trebuie luați în seamă. Am un mesaj, dacă se uită vreun hater care vrea să-mi dea dislike, să asculte asta. Fă și tu ceva și nu mai fi așa invidios pe altul, că și tu poți să ajungi sus, dacă vrei să faci ceva. Dacă nu vrei, uita acest mesaj. Ok. Sau mai sunt discuții de genul că mamă, ăla are mai mulți abonați ca mine, mamă, mă, sunt gelos pe el sau de astea. Nu, nu trebuie să gândiți așa, mă rog, care gândește. Trebuie din potrivă, zic, mamă, uite ce bine, ăla face niște videoclip de calitate, nu mă apreciază. Hai să învăț de la el, hai să mă uit cum face, cum așa, poate chiar mă ajută, îmi dă niște sfaturi. Deci asta e ideea, YouTuberii trebuie să ajute între ei, nu invers. Ok, dar eu am vrut să fac acest videoclip pentru a vă mulțumi. Și, da, ce mai pot eu să vă spun acum, am și eu emoții și normal. Să fiți în continuare cu ochii pe channel meu, să distribuiți la prieteni, să dați share pe Facebook, Twitter și ce mai folosiți voi, Google+. Și, încă o dată vă mulțumesc pentru vizualizări, pentru abonați vă mulțumesc. Și vă mulțumesc pentru că mă susțineți, asta e cel mai important. Deci ce fac eu aici, un hobby gaming ăsta, adică nu mă gândesc, mamă, o să ajung eu nu știu ce la gaming. Nu. Este pur și simplu un hobby și când văd că primez like-uri, comentarii pozitive și chestii, am așa o satisfacție, adică simt că muncesc la ceva, sincer. Deci vă mulțumesc pentru ultima oară că cred că v-am înnebunit cu mulțumirile mele. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizualizări și abonați și cam atât a fost. La revedere!